Bună dimineața, dragi prieteni din fabulosul Singapore! Ca această țară să evolueze în așa puțin timp, să ajungă una din țările cu cea mai bună calitate de viață, să ajungă una din țările cele mai curate și cele mai verzi de pe pământ, evident că asta nu se obține ușor și se obține cu niște legi foarte, foarte stricte și cu o toleranță zero. Despre asta o să vorbim în vlogul de azi, despre legile nebune și chestiile pe care nu trebuie să le faci în Singapore dacă vrei să ieși de aici la fel cum ai intrat și să nu fii biciuit. Pedepsele aici sunt de la sume extravagante de bani la biciuit, chiar și pedeapsa capitală. Probabil cea mai faimoasă chestie e că e interzis mestecatul de gumă. Aici nu poți să cumperi gumă nicăieri, nu ai voie să mesteci gumă. Dar asta o știa toată lumea. Pe lângă asta mai sunt o grămadă de chestii pe care o să vi le povestim astăzi. Deci, bine ați venit la ce să nu faci în Singapore dacă vrei să ieși întreg. Asta cu guma, însă cea mai faimoasă, are o excepție. Doar dacă ți-a receptat-o medicul, bineînțeles. Da, good luck finding it. Nu o să găsești gumă aproape nicăieri. Și cum nu suntem fani al clipurilor în care ne așezăm undeva și vă povestim, o să facem chestia asta explorând Singapore, evident. Ați văzut că este în vlogul trecut, astăzi mergem în alte părți. Welcome! Dacă vreodată, nu știu de ce, îți trece prin minte să faci pișul în lift, să știi că unele lifturi au un senzor și blochează ușile automat și va veni poliția și vei primi $1000 amendă. Deci nu faceți pișul în lift. Dacă au pus legea, clar cineva a făcut-o. Nu ai voie să consumi alcool nicăieri și sunt șanse mari că dacă ai un ghiozdan, un polițist te oprească și să te caute în ghiozdanul să vadă dacă ai alcool în locurile publice. O infracțiune pe care o comitem cu toții, nu vrei să o comiți în Singapore. Aici trebuie să respecti neapărat trecerea de pietoni. Dacă traversezi strada, că în orice alt loc riști să pierzi $1000 dacă e prima dată. Apoi, dacă te prinde a doua oară, e $2000 și poți să ajung și la 6 luni de pușcărie. Trebuie să fiți foarte atenți la chestia asta și noi trebuie să fim foarte atenți la chestia asta, pentru că de multe ori trecem strada pentru că ne gândim, hai mă, că nu-i nimeni. Dar chiar dacă e 2 dimineața, e singur pe stradă, nu trece absolut nicio mașină, nu trece pe roșu. Orașul ăsta e supravegheat în toate colțurile sale. De asta, în Singapore, rata criminalității e aproape inexistentă. Aici poți să las camera asta oriunde și șansele ca această cameră să fie furată sunt minime. Ok, asta nu e nicio lege strictă din Singapore, dar dacă te-ai uitat la noi în mod frecvent, ai putea și tu să te abonezi, e moca, nu? În Singapore ai și șansa de a deveni oficial cel mai prost om de pe pământ. Deci dacă asta e o misiune a ta, poți să o faci aici. Anthony Bourdain, unul din cei mai cunoscuți călători, poate ați văzut, foarte probabil ați văzut emisiunile lui, a spus și vorba aia a rămas scrisă în sufletul țării că dacă intri cu droguri în Singapore, ești oficial cel mai prost om de pe pământ. Toleranța e zero și nu contează cantitatea, aici vei primi pedeapsa capitală și se aplică și pentru localnici și pentru tine. Deci dacă vrei să fii condamnat la moarte în 2022, vii cu droguri în Singapore. Iubim faptul că poți... Mamă, cine am îmbrăcat amândoi verde frumos, ștrunfii. Iubim faptul că aici poți să plătești cu cardul tău bancar tot sistemul de transport. Nu trebuie să umbli cu monede după tine sau monede, cum le zice. Nu trebuie să ai un card neapărat de transport, să te chinui, să faci jos de el, să vezi care e. Cardul tău direct, pac, pac, la intrare, la ieșire și la revedere. Chiar să ne uităm înainte să venim ce card ar trebui să ne cumpărăm. Și apoi când am ajuns aici, am descoperit că cel mai simplu, tău. Cel mai simplu, frate. Cel mai simplu. Am văzut că au băgat și în Bangkok, Thailanda, acum, dar aici e de ceva vreme și mi se pare o chestie care agilizează totul de 100 de ori. Fantastic. Suntem la metrou și aici trebuie să vă spun niște chestii. $500 te va costa dacă mănânci sau bei ceva în metrou. Și asta nu mi se pare neapărat
ceva wow. Am mai văzut și în alte părți cu o amendă mai mică. Faza e că în metrou aici, în principiu, nu ai voie nici să vorbești. Și mai interesant de atât, nu e permisă nicio formă de show, de entertainment, să vii să cânti pe aici la chitară sau să faci cine știe ce. Dar mai interesant mi se pare că în fiecare vagon există pentru pasageri un buton prin care să denunțe că cineva nu respectă legile. S-ar putea să-l apese ăștia pentru mine acum, pentru că vorbesc. Deci, practic, e un buton pentru sifoane. Ascultați stația asta de metrou. Trenul e aici, da? Și comparați asta cu India. E weird, bă. Și mai mult decât acel buton, vedeți, au o linie de WhatsApp unde poți trimiți o poză și o sifonezi. Și peste tot sunt afișe în care scrie clar ce ți se va întâmpla dacă deranjezi pe cineva. Ce, la ce mă refer că spun deranjezi? Aici, să nu-ți treacă prin minte, dacă ești bărbat, să te insinuezi unei femei, să-i faci gesturi obscene, să te bagi în seamă, să, cum se întâmplă mai ales în Europa, să te... că văd ăștia o fată singură, se bagă în seamă cu ea și o agasează, nici să nu-ți treacă prin cap să faci așa ceva. Pușcărie 2 ani și biciuit dacă deranjezi orice femeie. Mai mult de atât vreau să spun ție, bărbatule, că nu ai niciun drept de apel. Adică dacă o fată denunță că ai stresat-o în metrou și te-ai insinuat și ai făcut gesturi obscene, vei fi arestat pe loc. Repet, e o țară cu toleranță zero. Și ca o mică paranteză vreau să spun că, deși unele chestii par foarte hardcore și încă nu v-am spus tot, ca subția asta eu înțeleg oarecum. E greu probabil să te adaptezi, să respecti totul așa, să fii cam robotizat, dar noi oamenii... Hello! Ah, ia, fă-le poză! Noi oamenii suntem niște ființe foarte greu de controlat și de multe ori îți dai seama că nu funcționează neapărat cu respectul, ci funcționează mai bine cu frica. Oamenii au frică de... Adică de aia, în țări precum în America Latină, unde dacă furi, jefuiești un turist, te arestează și îți dau drumul a doua zi și îți dau și o masă caldă, oamenii nu se vor opri. În schimb, aici, dacă sunt biciuiți și sunt băgați la pușcărie ani grei, fără drept de apel, se gândesc de două ori înainte să fure. Așa că, pe o parte, înțeleg chestia asta, pentru că e foarte greu să obții o țară care să funcționeze perfect, lăsând legile așa, fiecare să interpreteze ce vrea, ce vrea. Deci, make sense in my mind. Ce părere ai până acum? E bine, e ce trebuie. Sunt chestii logice până la urmă. Multe dintre ele sunt logice, da. Pedepsele poate sunt aspre, dar multe dintre ele sunt chestii pe care ar trebui să le facem în mod normal. Sau sunt chestii care sunt și la noi, numai că nu prea le respectăm pentru că nimeni nu ne bagă în seamă. Și ne-am dat jos aici în stația asta care se numește Bugis, cred. Uitați ce frumoase sunt clădirile astea. Ieri am vizitat The Bay, pe acolo am văzut Marina Bay, ați văzut în vlogul trecut. Astăzi vrem să mergem în cartierele așa mai nu știu cum zic. Nu, zonele astea care nu sunt așa, turistice. Nu sunt primele poze care ți apar când cauți Singapore. Am văzut că este o Arab Street pe aici. Nu știu, mergem să ne plimbăm, mâncăm ceva și mai vorbim despre chestii, pentru că mai sunt foarte, foarte multe. Sunt unele pe care vă recomand să le căutați voi, pentru că eu nu pot să vi le spun. Există niște pedepse mare aici, doar pentru că îți imaginezi anumite chestii, deci nu o să pot să vă spun chestiile alea, pentru că n-am voie nici măcar să mi le imaginez. Ați văzut că la începutul videoului am folosit cardul Curve pentru a plăti metroul în Singapore și nu pot decât să vă recomand să vă faceți acest card. E complet gratuit, aveți link în descriere, dacă vi-l faceți cu linkul acela primiți 5 lire cadou când faceți prima cumpărătură și de ce să fim ipocriți și noi primim 5 lire, dar nu neapărat de asta. Faza e că pe cardul Curve poți să spui toate cardurile tale, să umbli cu un singur card în buzunar, alegi ce card vrei să folosești în fiecare moment, aplică schimbul valutar Curve și nu vei fi nenorocit în comisioane și în schimburi valutare proaste pe care le oferă băncile tradiționale. Ai o grămadă pentru cardul ăsta pe care l-am eu, de exemplu, care costă 9 euro, nu e cel gratuit. Ai asigurare de călătorie, dacă ai plătit ceva cu, nu știu, să zici că ai un ING și un Banca Transilvania înăuntru și ai plătit cu ING, poți să
dai reverse, cum ar veni să treci plata pe celălalt card al tău, ai o grămadă, o grămadă de avantaje folosind cardul Călb și plus că e foarte safe. Asta ne ajută pe noi cel mai mult, că nu riscăm să umblăm cu mai multe carduri la noi sau să ne pierdem cardurile originale, având cardul ăsta, îl acceptă peste tot, e un Mastercard, e frumos, e drăguț și aveți link în descriere. În țările călduroase, primul lucru pe care vrei să-l faci când intri în casă e să-ți dai jos tricoul, dar... Primul lucru. Dacă la tine în hotel ești văzut dezbrăcat pentru că nu ai tras perdelele și chiar și în casa ta privată, riști $200 amendă sau 3 luni de pușcărie. Deci aveți grijă, la hoteluri, trageți perdelele. Am auzit, nu știu cât de adevărat e, dar oamenii, cetățenii din Singapore, dacă trimit dovezi cu aceste chestii pe care vi le-am enumerat până acum și cele ce urmează, la numărul de WhatsApp pe care l-ați văzut undeva în video, primesc un bonus de $50 de Singapore. Deci, practic, au spioni în toată țara. Dacă vrei să te lași de fumat și nu știi cum, vii aici în Singapore. Nu doar pentru că pachetul de țigări costă 13-14 euro. E interzis fumatul aproape peste tot. Poți să fumezi aici. Cercurile astea, cercurile, pătratul ăsta, stai aici cu o pușcă și poți fuma. Sunt o grămadă de zone astea prin oraș, dar nu se poate fuma nici pe stradă, evident, în interior, nicăieri, cum e peste tot în lumea asta. Diferența e că în Singapore nu poți nici măcar pe stradă. Nu poți să mergi pe stradă și să fumezi. Trebuie să stai închis aici. Amenda e între 200 și 1000 de dolari dacă ești prins cu țigara în mână. Poate te plimbi pe aici prin Singapore și vezi și tu niște floricele, zici, vai ce frumoase sunt, ia să-mi iau și una să-mi o pun la ureche. Nu, $1000 dacă rup o floare. Asta, legea asta, sunt sigur că a fost gândită pentru indieni și sud-coreeni, pentru că doar ei fac chestia asta la infinit. E absolut interzis să scuipi pe stradă, amenda e de $1000 dacă scuipi oriunde pe stradă în acest oraș. De-aia asta explică de ce străzile sunt atât de perfecte. Bineînțeles, nu mai trebuie să spun că și e interzis și să urinezi pe stradă, da? Asta e cumva de logică. Dar dacă vrei să scuipi, ai muci, du-te acasă, scuipi la tine acasă, pe stradă nu se poate. $1000 dacă te săruți în public. Dar asta totuși e așa, e într-o zonă gri. Un pupic nu e nicio problemă, nu va veni nimeni să se ia de tine. Dar un sărut cu patimă în mijlocul drumului te va costa $1000 și un sărut în public și un sărut în public între persoane de același sex 2 ani de pușcărie. Vedeți și zonele unde sunt multe magazine și sunt tranzitate, nu e nimeni să cânte la chitară, să facă gălăgie, să vândă ceva, pentru că e complet interzis. Contrar stereotipului asiatic, unde e plin de oameni care fac show-uri pe stradă, aici nu se poate. Am venit pe Boogie Street să facem niște cumpărături, pentru că noi ne-am aruncat jumătate din haine după India. Hainele albe nu mai sunt albe niciodată, dar toate, nu. Nu chiar toate, dar aproape. Hainele albe, după ce ai fost cu ele în India, nu vor mai fi albe niciodată și rămân îmbâxite, așa? Le-am spălat. Rămân deja cu negre, gri, ceva... Am dat ieri aici în Singapore un Londri, e $8 mașina, am spălat, am dat $8, le-am spălat și după le-am aruncat pe toate. Le-am aruncat pentru că nu s-au dus. Și aici în Singapore este strada asta, Boogie Street, care e strada cumpărăturilor pentru oameni cu un buget normal. Uite acolo, un tricou $20 de Singapore, asta înseamnă, nu știu, 15 euro, ceva genul. Pentru că restul sunt luxury și nu sunt pentru noi, evident. Hai să vedem ce găsim pe aici și vă mai spunem încă câteva legi de-astea, unele poate absurde, dar pe care trebuie să le știți. Mamă, ce greu e să-ți cumpere haine aici cu moda asta coreenilor, pe care au adus-o coreenii, adică cu haine oversize. Totul e o singură mărime. Da, totul e o singură mărime și eu cred că asta e o modă pe care a inventat-o o mamă în dificultăți financiare, care i-a dat hainele fratelui mai mare la mic, știi? Lasă-mă că ți-i mare un pic, dar ți-i bun și la anul, știi? S-a transformat în mod asta. În fine, să vă spun o altă lege din Singapore pe care trebuie să o respectați, care va bucura fetele care vizionează acest vlog. În Singapore iei amendă zdravănă dacă ești prins că nu ai coborât capacul la WC-ul, la toaletă.
l-ai ridicat, ai făcut pișul, nu l-ai pus înapoi și te prind, e. Sau nu ai tras apa, bineînțeles. Sau nu ai tras apa. Nu știu cum își dă seama de chestia asta, dar e o lege scrisă în Constituție, acolo, în codul penal, și ei amendă. În Singapore, limita de viteză este de 90 la oră. Deși vei vedea o grămadă de Ferrari și o grămadă de chestii care, după părerea multor oameni care trăiesc aici, e o tâmpenie, pentru că matricularea mașinii te costă o grămadă de bani și e doar pe 10 ani, nu poți să conduci cu mai mult de 90 la oră. Dar legenda spune că, de fapt, e 50, pentru că sunt atât de multe semafoare încât nu apuci niciodată să accelerezi mai încolo de 50 de kilometri la oră. Și dacă nu mă credeți pe mine, auziți ce a spus acest taximetrist. Singapore, 50 meter, one red light. 50 meter, one red light. How fast can you go? How much scale can you do? Singapore hold the Guinness Book of Record. Do you know that? Yes. 50 meter, one traffic light. Guinness Book of Record. You don't believe, you look left, you will see traffic light. You look on the right, you see traffic light. You look behind, traffic light. You know what I mean? Yeah. Care e de fapt cel mai funny taximetrist pe care l-am avut de când călătorim. Be careful, ah, Singapore is expensive. Yes, it is. But you are the best driver I had here. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Așa, și ca să închidem acest vlog cu toate legile din Singapore, mai lipsește una. Dacă îi furi netul vecinului tău sau orice rețea de Wi-Fi care nu e a ta, riști 3 ani de pușcărie. E considerat bunul celelalte persoane și e considerat un furt. Deci faci 3 ani pușcărie dacă folosești o rețea care nu e a ta. Asta mi se pare super tare. Cred că sunt suficiente chestii pentru un singur vlog. Vă recomand să mai citiți și voi, mai ales dacă vreți să veniți în Singapore, pentru că mai sunt chestii pe care nu pot să vi le spun. Și multe altele, cum să nu dai de ce mai rar. De mâncare la porumbei. Nu dai de mâncare la porumbei. Durianul. Da. Deci sunt, așa, ca să terminăm, eu aș spune că mare parte din ele sunt chestii logice pe care ar trebui să le respectăm peste tot, dar sărim peste ele, doar că ei sunt pedepsite. Cum la noi nu sunt pedepsite, sau sunt trecute cu vederea, asta cu să treci strada pe mijlocul drumului, nici la noi nu e legal, cred. Adică și cu fumatul, și cu scuipatul pe jos, și cu urinatul pe stradă, cred că n-ar trebui să le avem nici noi, numai că sunt trecute cu vederea și ei sunt foarte strict, sau toleranță zero, ceea ce face ca această țară să fie impecabilă. Acum, toate legile astea și tot ce v-am spus, trebuie să le luați cu, cum se zice în americană, with a pinch of salt, în engleză. Chinezii fumează peste tot. Chinezii bagă țigări de rup în cartierele astea normale, nu unde sunt clădirile de lux și o grămadă de atracții și mult trafic. Trece lumea pe unde vrea. Excepția regulii e că se poate trece pe unde vrei tu când vii în Little India. Aici nu trebuie să stai la semafor. Depinde ce noroc ai. Depinde ce noroc ai și cât risc ești dispus să îți asumi. Eu v-aș recomanda, ca simplu turist, să încercați să respectați cât mai multe și să evitați problemele, pentru că aici vei fi judecat ca un orice alt cetățean și nu o să vină să te scape niciun guvern de nicăieri să te scape pe tine din Singapore. Sperăm să vă fi plăcut, să fie un video interesant și legile de aici, poate unele sunt dubioase, unele sunt puțin absurde, dar astea sunt și trebuie respectate. Și funcționează, adică dau rezultate, ceea ce e important, că dau rezultate. Vă mulțumim din suflet că v-ați uitat la noi, ne vedem pe Instagram. Este și Ralu, bineînțeles. Și în următorul vlog, care o fi probabil tot aici. Ne place. Pa.